Nu era supa de asperj de 19,90 € și 90 de cenți, ci purjoana tăvărită prin pesmet, dietetică probabil, prin farfuria ciobită larg. Dar noi toate visam și plângeam urmărând versurile pigăzii artistice a facultății, când ne trezea administratoarea la ora 6 să dăm cu clor, nu cu varul lui Tobârcean. Dar tot pe acolo. Bărbații sunt porci. Asta învățați suntem. Dar nu toți. Dar nu mereu. Dar nu al meu. Dar femeile sunt hiene. Cunoaște. Dar nu chiar toate. Nu mereu. Nu eu, nu tu. Și fiindcă nu trece de două ori prin apa aceluiași ștrand, piscină personală, unele coincidențe le luăm drept semne, iar unele semne le punem la colțul coincidențelor naționale. Mi-a permis să încep cu un fragment din Tatuaj pe glezna stângă, o carte pe care n-am citit-o, dar care mă citește ea pe mine de vreo 2 zile. Și nu-mi revin încă din Măuceală, e un debut. Nu mai fost atâtea modificat prea mult lucrurile în aparență. Dar e un debut surprinzător pentru că trebuie să recunoaștem, chiar dacă nouă bărbații nu ne convine, trăim într-o societate falocratică. Trăim într-o limbă falocratică, la fel ca și de pildă limba franceză, dacă într-o înșiruire de 10 termeni, 9 sunt de gen feminin și unul singur e de gen masculin, acordul se face la masculin, nu masculin. Or, Carmen Gheorghe e ca autoarea, e și o întreagă discuție, nu ca povestitoare. E cât se poate de dezinhibată. Ai senzația că a scris și eu puțin 5 cărți până acum. Pentru că întâmplarea face să fiu la un cadru didactic, am în dotare niște ochelari de cal. În sensul că predau aratologie la anul 3 și sunt oarecum deformat profesional. Se spune că, mă rog, aratologia profesionalizează cititorul. Nu știu ce mă